În acel timp, unul dintre cărturari s-a apropiat de Iisus și l-a întrebat: care este prima dintre toate poruncile? Iisus i-a răspuns: prima este: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată puterea ta. A doua este aceasta: să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu există nicio altă poruncă mai mare decât acestea. Cărturarul i-a zis: bine, învățătorule, adevăr ai spus că El este singur și că nu este altul în afară de El, și a-L iubi pe El din toată inima, din tot cugetul și din toată puterea, și a-L iubi pe aproapele ca pe tine însuți, este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele. Iisus, văzând că a răspuns inteligent, i-a spus: nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și nimeni nu îndrăznea să-L mai întrebe. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase. Lăuda să fie Iisus Hristos. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cucernice, Părinte Paroh, iubiți frați și surori în Hristos, ce se află la baza credinței noastre? Ce se află la fundamentul existenței noastre? Ne spune Mântuitorul în Evanghelia de astăzi: iubirea, să iubim. Nu sunt poruncile, nu sunt riturile sfinte, nu este ceea ce trebuie să săvârșim noi pentru a fi plăcuți lui Dumnezeu, cât mai ales iubirea. Iubirea pe care Mântuitorul ne-o cere astăzi nouă tuturor. O iubire de Dumnezeu și de aproapele. De fapt, dacă deschidem cărțile Vechiului Testament, vom descoperi cum Mântuitorul nu spune nimic nou în Evanghelia de astăzi. Totul este scris acolo, în lege. Însă ceea ce este nou, ceea ce reprezintă noutatea lui Hristos, este că pune împreună aceste două porunci, iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproapele. Iar răul nostru sau răutatea din noi apare mai ales atunci când separăm aceste două porunci. Când vrem să-L iubim pe Dumnezeu fără să iubim pe semenii noștri, sau când vrem să iubim pe semenii noștri fără a-L iubi pe Dumnezeu. Ne impresionează Mântuitorul care astăzi începe invitația sa la iubire cu un îndemn: ascultă, Israele. Mântuitorul nu se impune, nu vrea să intre cu forța în viața noastră, ci vrea să fie primit. Să fie primit pentru că El este primul care iubește, și să fie primit în inima oricărui vrea să iubească cu adevărat. Se spune că viața este asemenea unui râu, iar un poet italian dezvolta această imagine a vieții omului. Uneori, apa râului este lină, cristalină, curge lent, alteori, poate de cele mai multe ori, este învolburată, este tulbure. Însă, sub patul apei, există mereu acea stâncă solidă, care nu va dispărea niciodată. Și aceasta este iubirea lui Dumnezeu, spune acest autor, pentru că în inima noastră va exista tot timpul această iubire pe care Dumnezeu o revarsă și la care noi putem să apelăm, de care putem să ne simțim susținuți pe drumul vieții și al împlinirii vocației noastre. Și iată de ce astăzi, provocați de acest cuvânt al Mântuitorului, aș dori să înțelegem cât este de important ca să investim în iubirea din viața noastră, cât de important este ca zi de zi să cultivăm iubirea în sufletul nostru, o iubire mai ales față de semenii noștri care să izvorască din iubirea față de Dumnezeu. Pentru că iubirea nu este doar un simplu sentiment, o simplă licărire a inimii, ci este mai mult decât atât. Este o voință, este un act al voinței de a-L iubi pe aproapele meu
chiar și atunci când poate nu este, nu merită sau când nu este vrednic de această iubire. Și aș vrea să apelez la autorul primei lecturi de astăzi. Am ascultat o lectură luată din cartea profetului Ozeia, o carte extrem de importantă pentru Vechiul Testament, pentru că, pe de o parte, deschide seria de 12 cărți ale profeților așa numiți mici, însă, pe de altă parte, ne prezintă raportul dintre om și Dumnezeu, dintre poporul ales și Dumnezeu, în termenii nupțiale, ca o cununie între Dumnezeu și om. Profetul Ozeia este chemat să își manifeste, să-și împlinească misiunea sa în la sfârșitul secolului al VIII-lea, înainte de Hristos, o perioadă extrem de zbuciumată pentru poporul ales, atât din punct de vedere politic, pentru că toți conducătorii care s-au perindat la conducerea Israelului n-au căutat decât propriul interes, dar și din punct de vedere social, pentru că exista o situație apăsătoare de sărăcie creată de nedreptatea și răutatea celor care conduceau. Și am spune parcă din nou o situație nu departe de zilele noastre. Însă această carte spuneam că are o particularitate cu totul deosebită, aceea de a prezenta legătura dintre popor și Dumnezeu ca o istorie de iubire dintre bărbat și femeie. Iar profetul Ozeia nu este chemat să proclame doar cu vocea această legătură de iubire, acest adevăr, cât mai ales prin propria sa viață, pentru că Dumnezeu îl cheamă la început să-și ia o femeie prostituată drept soție. Ozeia o primește în casa sa, însă ea, ne spune autorul cărții, îi naște copii din prostituție. Iar Mântuitorul ne spune că aceasta, Dumnezeu ne spune că aceasta este imaginea poporului care de atâtea ori l-a trădat, de atâtea ori a mers după alți zei, de atâtea ori a fost nerecunoscător. Poporul care iubirii lui Dumnezeu îi răspunde cu fără de lege. Poporul care în fața binefacerilor lui Dumnezeu răspunde printr-o lipsă de-i prețuire. Și se ajunge până acolo încât ca să scoată în evidență această mare diferență între iubirea cu care Dumnezeu însoțește poporul și iubirea slavă a poporului, Dumnezeu îi cere profetului să-și numească fiii într-un mod straniu. O fiică va fi numită neiubită, un copil va fi numit nu poporul meu, pentru a arăta cât de mare este nelegiuirea poporului. Însă istoria nu se încheie aici, pentru că Dumnezeu nu se comportă cu poporul său în termeni umani, nu are o iubire care să fie ritmată de anumite clauze, cum sunt deseori iubirile noastre, și continuă să-și însoțească poporul, continuă să îl implore să se convertească, continuă să îl iubească în ciuda infidelității sale. Suntem în fața iubirii pe care cu toții trebuie să o trăim în viața noastră, o iubire care aparține oricărei vocații, oricărei chemări, o iubire care nu are termen de validitate, o iubire care este chemată să dăinuiască în timp, o iubire care este chemată să se revigoreze. Și mă gândesc mai ales la iubirea dintre soți, această iubire atât de minunată, dar atât de atacată astăzi, această iubire care este pusă deseori la încercare de atâtea curente care consideră a fi imatur sau lipsit de sens sau patetic să trăiești toată viața cu o singură persoană pentru că devine un lucru plictisitor. Însă, cine a spus că a trăi cu cel iubit înseamnă să te plictisești? E adevărat, îndrăgostirea este un sentiment care apare repede, este ceva ușor, însă a trăi în iubire înseamnă să investim, să investim energiile noastre pentru a clădi o viață de iubire, o viață din care să nu lipsească revigorarea, renașterea, așa cum se întâmplă în cazul profetului Ozeia. Iată de ce astăzi cred că trebuie să demolăm orice legendă care
ne-ar determina să credem că nu este posibilă o iubire pentru toată viața, pentru că avem în jurul nostru atâtea exemple, atâtea familii care au trăit iubirea, au trăit o iubire revigorantă cu fiecare anotimp al vieții lor și slujesc astăzi drept modele și exemple. Însă, profetul este chemat să ducă și mai departe acest mesaj de iubire a lui Dumnezeu. Pentru că după ce s-a căsătorit cu această femeie desfrânată, după ce a avut împreună cu ea 3 copii, acum aceasta îl părăsește din nou și se dedă din nou la prostituție. Ba mai rău, ne spune autorul cărții că se prostituează chiar cu prietenul cel mai bun al profetului. Și Dumnezeu intervine din nou și îi cere profetului să o reprimească în casa sa, să o reprimească în patul său. Pentru că așa este iubirea lui Dumnezeu față de noi, o iubire răbdătoare și o iubire care iartă, o iubire capabilă să treacă dincolo de orice infidelitate. Și profetul face acest lucru și îi uimește pe toți cei din jur. Cred că este o învățătură pe care trebuie să o luăm cu toții pentru viața noastră, mai ales în contextul în care vedem că relațiile, mai ales dintre soți, sar în aer la primul conflict și să nu mai vorbim de prima trădare. Trebuie să redescoperim cât de importantă este iertarea în viața noastră, cât de important este să ierți, cât de important este să ai curajul să-l privești în ochi pe cel pe care îl iubești și să descoperi ceea ce poate relega iubirea dintre noi. Este important așadar să conștientizăm că iertarea nu este ceva slab, nu este o slăbiciune a sufletului nostru, ci din contra, iertarea este doar pentru cei puternici. Și a ierta este poate examenul suprem al oricărei familii și al oricărei iubiri. Pentru că ne spune Papa Francisc în frumoasa exortație Amoris Laetitia că iertarea trebuie să facă parte din cotidianitatea fiecărei familii și soții între ei zi de zi trebuie să ofere și să primească acest dar al iertării și să crească în capacitatea de a ierta. Aici așadar, profetul își împlinește cu adevărat misiunea când ceea ce trebuia să proclame cu propria voce trăiește prin propria sa viață, un cuvânt extrem de solicitant, un cuvânt extrem de important care merge împotriva curentului, pentru că în ochii oamenilor de astăzi nu are rost să iubești pe cineva care te trădează. Însă Dumnezeu se comportă altfel și în acest cuvânt iubire descoperim de fapt esența lui Dumnezeu, descoperim ceea ce este El, un îndrăgostit incurabil de om, de creatura sa. Însă descoperim și ceea ce suntem noi oamenii, iubirii temporare, iubiri slabe, fragile, însă dornici mereu de iubire, dornici mereu să primim și să dăruim o iubire mare. În acest cuvânt, iubire, se regăsește istoria noastră a tuturor, pentru că primul lucru pe care l-am primit prin viața noastră și mai ales prin vocația noastră a fost iubirea, un cuvânt vechi și extraordinar de nou, un cuvânt despre care credem că știm totul, însă care este în același timp plin de mister. Și trebuie să fim capabili să apărăm și să prețuim iubirea dintre noi, mai ales din sânul familiilor, acea iubire care este extrem de atacată astăzi. Trebuie să fim capabili să o formăm, cu o formare înainte de căsătorie, o formare inițială, dar în același timp cu o formare permanentă, o formare continuă, care să revigoreze această iubire. Trebuie să fim capabili ca prin modul nostru de a trăi să anunțăm în mod profetic cât de frumos este să iubești și să iubești așa cum ne cere Domnul. Iubirea așadar face parte din viața noastră. Să iubim pe Dumnezeu înseamnă să iubim ceea ce iubește El, să iubim viața, să iubim compasiunea, să iubim dreptatea.
Înseamnă să iubim cum iubește El, care caută orice fărâmă de frumusețe în fiecare om. Să iubim asemenea Lui, iubind orice îmbrățișare, orice idee sclipitoare a semenului nostru, care ar putea să facă mai bună viața noastră. Să iubim orice colț în care găsim armonia și pacea, pentru ca să devenim și noi semănători de pace și de armonie. Iubirea poate să fie răspunsul setei de fericire care domnește în viața noastră și iubirea poate să fie singurul răspuns pe care noi oamenii putem să-l dăm răutății din lumii de astăzi. Însă mai este un lucru interesant, că mai avem de îndeplinit o poruncă, cea de-a treia, și nu cred că greșesc. Mântuitorul, de fapt, astăzi nu ne dă doar două porunci, să-L iubim pe El și să-L iubim pe aproapele, ci ne invită să ne iubim și pe noi înșine. Iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți, adică iubește-te și pe tine, pentru că doar în acest mod vei fi cu adevărat fericit, pentru că îl vei iubi pe aproapele tău așa cum te vei iubi pe tine. Vei dori pentru aproapele tău fericire și dreptate cum dorești pentru viața ta. Vei dori ca în viața aproapelui tău să înflorească talentele și să încolțească lumina așa cum vei dori ca în viața ta să se întâmple acest lucru. Iubește-l pe aproapele tău, iubește-l așa cum este, descoperind în el vrednicia de a fi iubit și demnitatea sa de ființă iubită de Dumnezeu. Să iubești precum Dumnezeu înseamnă să te asemeni Lui, pentru că iubirea ne transformă în ceea ce iubim. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, chipul Său va străluci în noi, ne vom împlini vocația și vom deveni în lume semănători ai vieții și ai fericirii.